O femeie de 43 de ani a sunat disperată la poliție după ce un individ a intrat în casa acesteia în toiul nopții și a încercat să o violeze. Organele de poliție au ajuns imediat la domiciliul său, unde au făcut câteva investigații. Agresorul ar fi fugit abia când femeia a început să țipe, reușind în cele din urmă să-l lovească. În urma investigațiilor efectuate de polițiști, agresorul a fost identificat pe raza localității și condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor și stabilirea întregii activități infracționale. În baza probatorului administrat în dosar, s-a dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj. Ulterior, suspectul a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă a acestuia pe o perioadă de 30 de zile. În cauză s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă de viol și violare de domiciliu. Bărbatul riscă să își petreacă următorii ani în spatele gratiilor.